Pentru executarea lucrărilor de sectorizare la nivelul rețelei de distribuție apă de pe strada principală, respectiv Carol din localitatea Tortoman, județul Constanța, echipele Raja vor sista furnizarea apei potabile joi 27 octombrie. Astfel, în intervalul orar 9-17, vor fi afectați de lipsa apei toți consumatorii din această localitate. Investiția face parte din contractul de lucrări cele 24, rețele apă Cernavodă, Faclia și Tortoman, aducțiuni Faclia, Cernavodă, rețele de canalizare Cernavodă, Satul Nou și Mircea Vodă, în valoare de aproximativ 56 de milioane de lei, derulat prin programul operațional Infrastructură Mare. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în timp operativ. Totodată, rugăm utilizatorii afectați de această lucrare să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Raja S.A. reamintește consumatorilor că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă sunt efectuate în beneficiul lor pe termen lung și vizează asigurarea unor servicii ireproșabile și implicit creșterea calității vieții. Prin implementarea acestora se realizează îmbunătățirea capacității de transport și de distribuție a apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, reducerea pierderilor în rețeaua de distribuție, siguranța și continuitatea serviciilor.